Voleibaliștii zălăuani, antrenați de Nicolae Jeliascov și Bogdan Nicolae, vor participa până la începerea noului sezon competițional la 3 turnee amicale. Primul turneu la care echipa zălăuană Volei Municipal Zalău și-a anunțat prezența se va disputa la Dej în perioada 20-22 septembrie, unde alături de echipa locală Unirea vor mai participa Știința Explorări Baia Mare și nou promovată Câmpia Turzii. Volei Municipal Zalău va organiza în perioada 27-29 septembrie ediția 2018 a Cupei Municipiului Zalău, la care au fost invitate echipele SCM Universitatea Craiova, Unirea Dej și CSM București. După aceste două amicale, Volei Municipal Zalău va fi prezentă la turneul amical de la Craiova în perioada 4-6 octombrie, la Cupa Radu Zanfirescu, ediția 8-a. Până în prezent au confirmat prezența Steaua București și Volei Municipal Zalău. Volei Municipal Zalău va juca acasă primul meci în noul sezon competițional 2018-2019 cu Știința Explorări Baia Mare, partida fiind programată pe data de 13 octombrie 2018.